salut, dragi traderi! Sunt Cristian Burcea de la Cursuri Forex. Este data de 4 august când fac acest video săptămânal gratuit. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână împărtășesc cu voi o analiză tehnică și fundamentală pe o paritate sau pe un grafic. Săptămâna aceasta a venit momentul să împărtășesc cu voi graficul de SP500, pentru că săptămâna trecută tot focusul a fost pe decizia Fed. Însă mai mult de atât, am văzut din partea lui Donald Trump un tweet în care a specificat că începând cu data de 1 septembrie se vor adăuga taxe, aproximativ 10% la 300 de miliarde de dolari și cu potențialul de a le mări mai mult de atâta. Desigur, asta nu este pe placul chinezilor, având în vedere că se presupune că sunt în negocieri cu americanii. Dar, până una alta, acest sentiment de incertitudine din piață, pe care a avut grijă să-l reamintească și Jerome Powell, dar care l-am văzut și îl cunoaștem de multă vreme, a făcut ca SP500 să se vândă destul de agresiv și este o oportunitate, cel puțin din punctul meu de vedere, pentru că vă reamintesc tot ceea ce împărtășesc cu voi. Sunt opinia și viziunea mea asupra pieței, nu reprezintă sfaturi de tranzacționare nici de cum. Fiecare trader trebuie să fie responsabil de decizia pe care o ia. Aceste decizii trebuie să se bazeze exclusiv pe capacitatea de înțelegere a pieței, pe apetitul pentru risc, pe situația financiară și multe alte lucruri. Revenind la graficul nostru de SP500, am avut parte în solvi destul de agresiv. Din punct de vedere al reward-ului, orice corecție de preț spre zona aceasta de la 2000 955 și 2966-70 aproximativ, poate să însemne o oportunitate foarte bună pentru a deschide poziții short. Stop loss-ul poate să fie destul de dinamic în funcție de cum preferă fiecare. Un stop loss foarte conservator ar fi chiar deasupra la aceste high-uri, dar pentru mine este un stop loss destul de mare, care nu consider că este necesar. O să văd atunci dacă vom obține o corecție, o să văd exact ce ATR și ce ADR avem, ca să știu exact cât va trebui să am stop loss-ul. Probabil voi pune la jumătatea acestui range de consolidare, sau la momentul respectiv. Iar take profit-ul final poate să fie în zona de 2800, care are o confluență perfectă cu aceste high-uri de la zona de consolidare, care am văzut-o după acest sell-off impulsiv, urmată de o zonă de consolidare și apoi altă mișcare impulsivă, mișcări clasice care se întâmplă pe aproape orice piață. De asemenea, nu doar atât, avem acest prag de rezistență și fost rezistență, după aia suport, vedem break, retestarea zonei chiar de 2 ori, am avut parte de un false breakout și prețul acționa puternic chiar din 200 moving average și am văzut și mișcare impulsivă și în momentul de față ne aflăm în acest pattern posibil de extenuare al cumpărătorilor și pattern take și mai ales având în vedere și fundamentele. Mă aștept să vedem SP500 spre un nivel mai jos, cu un potențial take profit final în zona aceasta de 2800, unde avem chiar și 200 moving average, care este foarte, foarte important pe un grafic de SP500. Vedem ce bine a reacționat de foarte multe ori în trecut. Risk reward-ul este unul destul de decent, pentru că dacă așteptăm o corecție de preț în această zonă, în funcție de unde punem stop loss-ul, risk reward-ul final cu siguranță este mai mult decât decent. Oricât am avea stop loss-ul, risk reward este de minim 1 la 2, aproape 1 la 3. Vedem până la 200 moving average sunt cam 1 la 3. Oricum, dacă va fi cazul de stop loss ieșor pe SP500, cu siguranță voi face scale out la poziție și îmi voi securiza o parte din profil la risk reward-ul, poate de 1 la 2 în zona de 2878-80 și apoi voi merge spre take profit final cu un trail stop sau depinde ce se întâmplă în continuare pe piață. Cam asta ar fi graficul de SP500 pentru săptămâna ce urmează. La webinarul nostru săptămânal cu toți membrii comunității vom discuta o mulțime de grafici, de așa am pregătit și un topic special care va ajuta atât traderii de intraday cât și cei care văd piața ca pe un hobby și poate o sursă suplimentară de venit, și anume tranzacții de swing trading. Avem un topic foarte, foarte interesant. Nu uitați să urmăriți webinarul de mâine seară. Dacă vă plac aceste informații și vreți să aflați mai multe, puteți să intrați pe site-ul nostru www.cursurforex.ro. Aveți o secțiune cu o grămadă de articole gratuite și de asemenea și aceste analize gratuite care le împărtășesc săptămânal cu voi. Și bineînțeles, pentru cei care vor să vadă trading-ul ca pe o potențială carieră,
Avem și cursuri plătite în care împărtășesc cu voi multe, multe informații valoroase și de asemenea dacă achiziționați unul dintre cursurile noastre aveți acces și la comunitatea noastră de pe Slack, unde în fiecare săptămână avem webinarii săptămânale, avem un video de market recap, plus multe, multe alte informații utile și resurse gratuite, care le împărtășim doar cu membrii comunității și de asemenea și informații de cum să obții fonduri de peste 100.000 de dolari și să le tranzacționezi pentru firme de prop trading, atât din Europa cât și din Statele Unite. Oricum, eu am antrenat timpul pentru acest video de market recap, vreau să spun acest video săptămânal. Nu uitați, dacă vă plac aceste videouri gratuite care le împărtășesc cu voi, să dați un like, share și subscribe. Vă urez o săptămână frumoasă și ne auzim curând!